cunoscut-o pe soția mea la o sărbătoare, Sfântul Nicolae. Am mers la unchi de-al meu să sărbătorim și Diana locuia la Stangaz de acolo și mi-a plăcut foarte tare de ea. Era, are o manieră foarte delicată, deosebită, e foarte fină și mi-a plăcut foarte mult și am spus că ea va fi mie ursita. Atunci eram cam slăbuț, ea era înaltă și era mai plinuț atunci soția. Și zic, cum o să uite ea la mine, eu slăbuț, mic și ea mai zdravă, mare, fotomodel. Prima dată când m-am văzut, m-am îndrăgostit din prima. Cerea în căsătorie la noi a fost așa ca o surpriză, mai spontan, mai repede, cum se spun. Eu am aflat că sunt însărcinată și am spus vestea lui Igor. Și el a spus că gata, trebuie să facem nunta. Trebuie să jucăm nunta, trebuie să fii nevastă. E cel mai important că noi ne-am luat din dragoste. Și mi-aduc aminte cum am fost și am certat eu pe Diana dimineața. Am plecat eu la Florești, la Cașunca, tremuram tot drumul. Ce să spun, ce să... Eu atâtea le știu cântice, zâcvori de conucării. Mi-aduc aminte, am intrat în casă, m-au pus în capul mesei și îi credeau că o scoată greu din mine vorba. Dar când au văzut, am intrat în casă, m-am salutat cu toată lumea, am început să cânt. Oameni buni, bine v-am găsit, sănătoși, voioși. Tată, ai ceva acolo? Și deodată mi-a spus tată. S-a bucurat foarte mult, că alții nu spun tată, îi spun domn Vasile sau domn Ion. Dar ei am spus tată și mamă deodată. Deci în decurs de 45 de minute zici că am un genie de aur. Așa și-a spus socrul meu și m-am bucurat foarte mult. Pregătirile nu au durat mult timp, a durat undeva 2 luni de zile. Noi n-am apelat nici la o agenție, noi singuri, ambii împreună. Totul de la început până la sfârșit. Da, deci, într-adevăr, noi nunta am făcut-o în doi. Da. Deci, și ne bucurăm că la moment când ne-am căsătorit, aveam câțiva bănuți strânți și câțiva gorogani câștigați de pe la petreceri. Și m-au ajutat exact atât cât mi-a trebuit să fac o nuntă frumoasă într-un restaurant select din centrul Chișinăului. Meniul l-am ales împreună să fie mâncare, a fost de toate pentru toți. Cântați lăutari, că-i nuntă de gospodar. Usui ochi de masă, asta-i nunta aleasă. Eu am fost într-o rochie, hai să spun, foarte simplă, fiindcă la rochia care am visat nu mi s-a îndeplinit visul, fiindcă eram așa mai durdulie deja, că eram însărcinată în 4 luni jumate. Eu vroiam așa o rochie cu spatele gol, sexy, ceva, cu Swarovski, mă rog, cu decolteu, cât de cât. Eu mai fac lume. Că vii la casă, doamne și femeie, am mai bine nu mă însuram. Șeri aur și inele, șeli mai scumpi vopsele. Vrei haine de cumpărat cum la măsă n-o purtat. Da. Am fost într-un stil așa, ca o prințesă, că am avut coroniță, am purtat coroniță aleasă de Igor. Da, el mi-a ales bijuteriile, coronița, anume care i-a plăcut lui. Eu am avut 2 coafuri. Prima coafură a fost așa mai... prințesă, mai prințesă ca biserică, când noi am făcut cununia, iar a doua coafură în seara când a fost nunta, am jucat nunta, a fost așa, mă rog, prințesă, deja așa într-un stil mai soție, așa mai de acasă. Costumul de mire, să vă spun și eu, m-a luat într-un magazin tot de specialitate din Chișinău. Nu era prea scump, era un albastru închis cu dungi albe, o cravată roșie, că mie roșu nu-mi șade bine, știe oricine, vorba cântecului. Reacția lui Igor, îmi amintesc că după ce eu am îmbrăcat rochia, cofură, machiaj, tot, el așa a făcut, wow, asta tu ești!
20. Unica problemă pentru noi a fost foarte și foarte greu din partea nașilor. Foarte greu am găsit nașii. Eu eram la începutul carierei mele de artist și atunci nu prea mai cunoșteam multă lume, dar i-am găsit, sunt finii părinților mei, i-au acceptat cu mare drag. Pe 16 februarie, cununia religioasă am făcut-o pe 8 februarie. Cu o săptămână. Cu o săptămână. Fiindcă eu nu mă simțeam prea bine. Și ca să reușim. Dar în ziua de 16 am făcut plimbarea. Am fost prin parc, era foarte frig afară în acea zi. Ți-au înghețat mâinile. Mi s-au rușit mâinile, nu puteam să zâmbesc, nu puteam, o să vedeți și pe chiar poze. Chiar nu puteai ești miști, așa, da, că a rupt. Când am ajuns la nuntă, eram tot roșu de îngheț, până nu m-am încălzit trecut vreo jumătate de oră. Am ținut cont neapărat de obiceiurile și tradițiile noastre moldovenești, începând cu dansatorii. Am întâmpinat toți oaspeții cu colac, pâine și sare, cu prosop moldovenesc. Eu țin foarte mult la tradițiile populare moldovenești, la urații de nuntă, și am avut-o ca prezentatoare pe Diana Dicuseară, o actoriță foarte faină, și tot blondă, și tot Diana. Între două dene nu te plouă. Am avut invitați de seamă, au fost Nicolae Vodgros, frații Duminică mi-au cântat, frații Ștefăneț, frații Advahov, invitați. Am avut destul și tineret, cât din partea mea, atât și din partea lui Igor. Au fost concursuri, au fost... Chiar din partea mea au fost undeva 6 vornicele de onoare, cât din partea lui Igor au fost fix 6 băieți vornicei. Și chiar până la sfârșitul nunții ei s-au împerecheat. Foarte interesant a fost. Da, i-am împerecheat noi. Tot noi i-am împerecheat. Da, dar până la urmă nu s-au căsătorit. A fost doar o aventură la nunta noastră. Mi-aduc aminte tosturi frumoase din partea cu mătrilor mei și din partea cu mătrilor Simeon, care a spus să aveți un drum luminos și să vă meargă în viață non-stop. Și zi și noapte să vă meargă. Și atunci Nicolae Bodgros s-a ridicat, a mai spus cuvinte frumoase. A spus că... Păi, Nicolae Bodgros, eu mi-amintesc că el a accentuat și a spus așa: păi, Igoraș, uite, noi am venit la nunta ta să nu bem sau să mâncăm, dar am venit să vedem cine tu te-ai căsătorit, cine ai ales-o. Păi, iată, asta mi-a rămas cel mai mult. O amintire unică. A jucat-o pe domnul Nicolae toată noaptea pe Diana. Soția a fost sărutată, eu cred că atât de mult am sărutat-o niciodată ca în sala nunții, niciodată atât de mult. Am sărutat-o eu câte o oră de vreme, dar nu chiar 10 ore, de dimineață l-a fotografiat peste 15 ore. Deci avea niște buze dulci și acum le are, dar la fel ca tortul din sala nunții. Deci am avut un tort cu 3 nivele și atunci am spus cu nevastă să avem 3 copii. Cerul s-a deschis deasupra mea. Eu cred că a venit momentul să mă destăinui, draga mea, să spun ce nu ți-am spus vreodată. Nu mai vreau pe altcineva. Eu, ca Miri, am cântat la nunta mea. Deci m-am apropiat de lăutar și le-am spus că vreau să cânt și eu ceva pentru soția mea. Prima piesă a fost Tu ești jumătatea mea. Și am spus că doar o piesă cânt și până la urmă... Păi asta a fost... Asta e piesa mea preferată, piesa care pe atunci o ascultam foarte des și l-am rugat foarte mult. Igor, te rog frumos, numai cânti cu ăsta, îl cânti.
Dar el nu s-a putut să abține dacă e... După o melodie de dragoste, un blues, am făcut și două melodii vesele. Ce frumoasă este viața! Și după care am dat o piesă de nuntă. Și cel mai interesant și important a fost că toată lumea, când a început să cânte Igor, nimeni nu o să te apie scaun. Toți au dansat, chiar și copiii mici. Sunt talentat, dar așa. Am băut din pantoful miresei. Pantofi din cizmă, că eu am fost încălzată în cizmă. Da, în cizmă chiar era iarna, da, februarie era aici. Și n-am scăpat nici de aceasta, mi-a furat mireasă, a fost cu peripeții. Am făcut și dansuri distractive, toți cu mătrii. A fost un adevărat haiduc, așa cum îmi spune soția. Tu ești haiduc. Și ea la mine este prințesă. Soția este în zodia peștelui și eu îi spun peșteșorul de aur. Pentru că are grijă de noi, are grijă de casă și de tot. Are grijă de tot. Este de fapt un mare titan să ai o femeie bravă lângă tine. Eu pot să mă mândresc și să spun așa cuvinte. Nevăstuica mea e de aur, lângă dânsa mă sunt taur. Nevăstuica mea e dulce și la altul nu se duce. Cât pe lume am să trăiesc, eu pe tine am să te iubesc.